Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăzi vom cunoaște pe Anca Pop, cel mai bun make-up artist din Europa. Bine te-am găsit, Anca, și mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt aici din nou să vorbim despre frumusețe. Mă bucur că te am alături. Eu până acum am aflat despre tine doar din presă, din mediul online. Și uite, o să încep cu o curiozitate feminină. Cum ți-ai început tu ziua? Care e ritualul tău de dimineață? Astăzi trebuie să recunosc că, pentru că mă aflu aici, am avut puțin mai multă grijă de înfățișarea mea. În schimb, zilnic folosesc, am un ritual destul de simplu. Chiar doar la evenimente mă machiez mai mult. În schimb, zilnic îmi aplic doar un BB cream ca orice femeie, un blush, un ruj, puțin rimel și câteodată îmi conturez puțin mai mult sprâncenele. Și ăsta e primul lucru pe care îl faci dimineața? Te machiezi sau prima dată e micul dejun? Nu. Prima dată încep cu un duș ca să mă trezească mai puternic decât o cafea. Mă trezește un duș, iar apoi servesc o cafea, un pahar de apă și iau micul dejun. Și spune-mi, cum ai ajuns tu de la manager de firmă de transport, make-up artist și încă un artist care a urcat pe marile scene ale lumii? Trebuie să spun că pasiunea pentru frumusețe m-a dus spre această meserie și din pasiunea a devenit meserie. În schimb, a fost destul de greu să le îmbin la început. Meseria de manager de transport și cu pasiunea mea... Asta să înțeleg. Tu ai terminat facultate de management sau ceva real? Nu, pur și simplu aveam firma noastră proprie la care eram manager de transport. Deci noi ne ocupam și... Și ai învățat din mers. Și am învățat din mers oarecum. Am făcut cursul de manager și așa am început să profesez ca să ajut veniturile familiei și simțeam că nu mă împlinește. Nu mă împlinește profesional pentru că nu făceam ce-mi plăcea. Și era o viață stresantă? Da, din păcate destul de stresantă. De aceea am și înclinația mea spre pasiunea asta pentru că simțeam nevoia să fug, să mă detașez oarecum de probleme. Să ieși din rutină, exact, să faci altceva. Rutină și să fac altceva, să fac ceea ce îmi place. Chiar în momentul de față asta fac. Tu ești din Gherla. Da. Și da. Spune-mi, cum a fost copilăria ta într-un oraș relativ mic? Da, copilăria mea a fost frumoasă. Întotdeauna am pochetat cu frumosul, întotdeauna am avut o înclinație spre modă, spre frumusețe. Îmi plăcea de mică să port tocurile mamei ca orice petiță. Deși mai am o soră, eu, cea mică, eram mai pasionată. Ce diferență de vârstă e între voi? Este doar una și jumătate. Și ea nu te copia sau tu pe ea? Nu pot să zic că o copiam eu pe sora mea. Sora mea era așa oarecum mai protectivă. Eu, în schimb, eram cea care era mai feminină, pot să spun asta și... Adică numai tu probai pantofii mamei? Da, eu mă schimbam, eu mă rujam când, în general, cu lucrurile mamei. De la maică-mea, probabil, mi se trage asta pentru că ea era foarte cochetă. Întotdeauna la patru ace, întotdeauna aranjată? Da, da. Îmi pare rău să spun că nu mai este la fel, în schimb, pentru că muncește foarte mult, dar de la ea, cu siguranță, am deprins și eu. Și mama ta te-a învățat să te machiezi? Nu, maică-mea chiar m-a trăgea atenția că sunt prea mică, că o să am timp să fac asta.
dar nu prea avea cui. Deci am fost destul de rebelă. Și sunt curioasă, atunci la ce vârstă ți-ai cumpărat primul ruj sau prima trusă de farfurie? Ah, eram în adolescență, undeva la 13 ani deja aveam trusa mea de make-up. Atunci era voie? Da. Nu era chiar voie, dar ascuns-o. Da, eram un puțin rebelă din punctul ăsta de vedere. Se vedea prea mult că îmi place și deja nu mi s-a mai interzis. Și când te-ai machiat chiar prima dată, machiaj complet, a văzut și mama ta sau a fost în afara casei și când ai ajuns acasă te-ai șters repede? M-am machiat dintotdeauna, însă nu la nivelul la care suntem astăzi, cu siguranță. Mă machiam cum știam, cu ce produse aveam la vremea aceea. Prima dată machiam păpușele când eram mică, iar neavând produse de machiaj, le machiam cu ojă. Furam oja mamei și le făceam obrăjor și ruj din ojă. Era clar o pasiune născută. Și spuneai că sora ta era puțin mai băiețoasă. Însemna că nu ați făcut schimb de haine? Am făcut schimb de haine. Deja în adolescență ne chiar certam de la asta, ca orice surori. Nu era chiar așa pasionată ca și mine de machiaj și de modă, însă mergeam și noi, ieșeam în oraș la vremea aceea cu ce aveam și țin minte mult că ne făceam noi hainele. Eram așa oarecum mici designer, că mergeam la croitorese, nu găseam așa multe rochițe în magazine pe cum găsim astăzi. Și ne făceam noi la croitorie rochițele pe care le visam. Și cam ce idee aveai de rochițe? Te uitai în cataloge, în reviste de modă și... Le visam dinainte, cu siguranță. Nu țin minte să fie avut foarte multe reviste, dar le visam. Țin minte, chiar în liceu am prezentat balul și atunci mi-am făcut o rochiță exact cum mi-am dorit-o. Cum arăta? Rochiță elegantă. Era crem, frumoasă, lungă și eram doar pe un umăr și aveam așa o mânecă de voal. Atunci așa mi-a venit inspirația. Și cred că era puțin copiată după moda americană. Categoric. Cum mai vedem în filme. Categoric. Și a fost unică. Da, asta era ca și în ziua de astăzi, dacă îți faci o rochie la designer, da. E comunicat. Cum a fost liceul pentru tine? Cum a fost perioada liceului? Liceul a fost o perioadă frumoasă din viața mea și cu părere de rău când s-a terminat. Dar erai printre fetele populare care aveau mulți prieteni? Deci, una dintre cele mai populare, una dacă nu cea mai populară din liceu, să nu. De aceea m-au ales toate clasele de a 12 la vremea respectivă să prezint balul. Deci eram populară. Sunt o fire sociabilă, foarte sociabilă. Ceea ce înseamnă că tu faci primul pas de obicei când lege o prietenie? Da, da, de obicei da. Și sunt empatică, sunt caldă, empatizez, deci nu e ceva forțat. Da, îți vine natural. Da, bine natural. Spune că ai crescut și înconjurată de lucruri frumoase. Mai dă-ne exemple. Ce ții tu minte că se respecta cu sfințenie sau cu strictețe în casa voastră? Un obicei, o tradiție de familie, ceva ce ți-e așa drag la suflet? Ce era drag era când luam prânzul la bunica și ne adunam toată familia sub vie în curte. Se întâmpla de obicei vara, în vacanță de vară, când nu mergeam nici noi la școală și veneau toate neamurile, în general, erau în concediu. Și atunci ne adunam sub vie și luam prânzul cu o tocăniță, cu mămăligă, ne făcea bunica și era un moment unic, care îmi plăcea foarte mult. Și bunica mai trăiește? Din păcate nu. Dar am amintiri frumoase legate de ea, care rămân pentru totdeauna. Și înseamnă că majoritatea vacanțelor de vară erau petrecute la bunici? Da, le-am petrecut acolo. Și
Spune-mi, relația cu sora ta cum era? Erați cele mai bune prietene? Sunteți și în prezent? Da, suntem și în prezent, da, categoric. Bineînțeles, când eram mici, ne și băteam, eram necertam mult, dar între surori, cred că e la fel de valabil și între frați. Deci acum ne certam, acum eram în discuțiile cele mai intime, cele mai bune prietene, deci nu... Și uitam în 5 minute că ne-am certat sau că... Deci nu era ceva de lungă durată. Pentru băieți v-ați certat? Nu, niciodată pentru băieți nu ne-am certat. Ne mai dădeam sfaturi și nu întotdeauna știm ce e mai bine pentru alții, dar niciodată nu ne-am certat pentru băieți. Și îmi spuneai că după liceu, mă gândesc că a fost perioada în care ai început de tânără să fii manager. Da. La propria firmă. Exact. Cum a fost, de fapt, începutul? Cum ți-a venit ideea să faci asta? Și de ce firmă de transport? Nu a fost decizia mea, de aceea cred că nici nu-mi plăcea. Nu era pe placul meu. Era oarecum necesar. Ideea a fost un risoț. Am deschis o firmă pentru a încerca să facem și noi, să creștem oarecum veniturile familiei. Deci după ce m-am căsătorit, după o vreme, am deschis firma și așa am început să lucrez ca manager de transport la propria firmă. A fost greu, un drum anevoios, care nu, repet, nu era pe placul meu, însă întotdeauna când încerci să fugi de ceea ce nu-ți place, îți iese. Deci vreau să încurajez pe toată lumea care e prinsă, blocată într-o meserie, care nu-i ceea ce trebuie să schimbe. Trebuie doar curaj, fără frică. Dar mă gândesc că trebuie foarte mult curaj și-ți calculezi riscurile, ce fac dacă ies, mi-ajung banii, din ce mai trăiesc. Da, asta ar trebui să trăim în fiecare zi, să trăim în prezent. Cred cu tărie că ar trebui să trăim în prezent ca să putem trăi adevărat. Și după câți ani ai avut curajul să o iei de la capăt? După 33 de ani, destul de mult, dar mai bine târziu decât niciodată, am luat-o de la zero și mă bucur că am făcut asta. Am făcut o schimbare majoră în viața mea, am lăsat totul în urmă și am început să fac ceea ce îmi place și să am grijă de viața mea și, bineînțeles, de suflet. Crezi că atunci când erai prinsă în meseria care nu-ți plăcea și... În relația respectivă, nu aveai suficientă grijă de tine? Simțeai că nu ți-e locul? Că nu trăiești cu adevărat? Prea puțin îmi aduc aminte. Dacă mă întreabă cineva cum eram sau de ce n-am făcut asta mai devreme, nu prea țin minte cum eram. Eu cred că eram oarecum adormită. Simt acum am trezit. După... Și ai înflorit? Și am înflorit. Deci nu prea mă aduc aminte de perioada aia, ca și cum nu am trăit cu adevărat. Dar prietenii și cei apropiați ce-ți spun? Care da, eram la fel de caldă, la fel deci cu familia. Încercam să mă refugiez, cred că, în viața de familie, ca să... Dar oarecum i-am îmbinat. Deci și în acel timp lucram. Deci chiar dacă eram manager de transport, făceam asta ca pe un hobby. Deci mai aveam clientele mele, mai puține, dar încă lucram. Lucram și de pe atunci pentru că simțeam nevoia să mă refugiez. Și aveai timp să faci make-up în weekenduri sau seara? În weekenduri le făceam în general. În weekenduri. Deci oarecum timpul liber era dedicat meseriei. Dacă poți să te întreb, fostul soț era deranjat că tu îți petreci weekendurile în acest mod? Da, câteodată era, recunosc, deși îi plăcea că aveam rezultate. Efectiv îl oprea lumea să-i spună cât mă apreciază. Deci era și mândru, dar în același timp și-ar fi dorit la momentul acela mai mult timp pentru familie, pentru noi. Și cum au venit la tine primele cliente? A venit de la sine oarecum. Am început în familie, apoi cu vecine, cu o prietenă și așa m-am extins fără să-mi dau seama.
Deci fără să-mi dau seama a început totul. Deci important e doar să-ți dorești și apoi vine de la sine fără să... Prin recomandări. Exact, exact. Niciodată nu mi-am prea făcut reclamă, să zic așa. Deși recomandarea, eu cred că... E o reclamă în sine. E o reclamă în sine, care e cea mai mare, cred că. Și în perioada în care nu făceai asta 100%, ci doar în timpul liber, tu ți-ai achiziționat singură trusa de make-up, ai făcut totul de una singură, nu ți-ai luat un mentor, n-ai întrebat pe cineva cum să fac asta, cum să corectez anumite greșeli? Nu, la momentul respectiv făceam totul singură. Aveam nopți nedormite uitându-mă pe internet la tutoriale și așa mai departe. Deci cine spune că nu se uită? Deci ajută mult, ajută mult când ești la început de drum, deși acum sunt și multe greșeli și e bine să faci diferența, însă la început de drum a ajutat mult. Și făceam totul singură, mă alegeam produsele cu grijă, din puținul venit pe care îl aveam atunci și reușeam să-l acord pasiunii mele. Încet, încet am început să-mi fac o trusă cât mai... Deci mai degrabă de dai banii pe produse de machiaj decât pe rochi în perioada respectivă, mă gândesc. Categoric, asta era... Iar apoi devine o scuză, adică dacă tot lucrez, pot să-mi cumpăr. Sigur, că niciodată nu ai destule. Exact, exact. Deci orice femeie, visul oricărei femei este să achiziționeze cât mai multe produse de machiaj, chiar dacă de multe ori nu le folosești, însă când le și folosești și mai și lucrezi cu asta, cu atât mai mult vrei să le iei. Și cam din ce an faci doar machiaje? Chiar un început așa mai, mai mare, un avânt. Mi l-am luat în 2009. Deci din 2009 am început să lucrez, deși și înainte, cu vreo 2 ani, am cochetat așa puțin. Dar din 2009 am început să fac strict clientelă. A fost imediat după divorț? Nu, era în timpul căsniciei, categoric. După, am divorțat doar în urmă cu 3 ani. Deci avântul mi l-am luat și premiile și toate masterclass-uri și evenimentele la care am participat au fost după, când nu am mai avut firma și am renunțat la meseria de manager de transport și atunci când m-am dedicat în totalitate pasiunii pentru make-up, s-au văzut rezultatele imediat. Spuneai că n-ați mai avut firma și o să trag puțin de firul ăsta, adică ați închis firma. Dacă n-ați fi închis-o, crezi că nu ai fi... Nu am închis-o. Nu? Nu, a rămas în gestiunea fostului său. M-a ajutat mult, m-am tot gândit la asta, m-a ajutat foarte mult faptul că am avut o firmă, pentru că acum mi-am deschis firma mea și... pentru că mi-am deschis o firmă, am reușit să mă dezvolt, să-mi dezvolt afacerea asta mult mai bine. Iar firma a rămas, bineînțeles, în gestiunea lui. Am rămas în relații bune, să ne continuăm de viață, să fim fericiți, chiar dacă drumurile ni s-au separat. Cred că nimic nu este întâmplător și fiecare lucru care ni se întâmplă are este rolul spre lui. Binele nostru. Da, într-adevăr. La urmă, crezi că make-up-ul se poate face doar dacă ai vocație, talent sau doar dacă înveți niște pași? Cum ziceai și tu, de pe internet. Prima dată trebuie să-ți placă. Deci fără să ai o pasiune, nu cred că poți să înveți doar mot-a-mot. Deci categoric trebuie să-ți placă, pentru că dacă nu-ți place, nu poți avea răbdarea necesară. Și apoi, bineînțeles, că totul se învață. Deci, la fel ca orice om, orice meserie, la început este cum este și după un timp, după puțină experiență, prinzi aripi. Deci, orice meserie se învață, însă trebuie, cred cu tărie, că trebuie să-ți placă ca să începi și să ai și rezultate. Ai făcut cursuri de make-up după ce ți-ai format clientela și te-ai decis că vei face doar asta? Da, deci am urmat multe cursuri. Sunt calificat atât în make-up cât și în cosmetică.
pentru că trebuie să deținem de mică parte niște noțiuni de cosmetică ca să facem, să alegem produsele profesionale potrivite tenului, să știm să le aplicăm tenului respectiv. Am văzut de pe Facebook că ești pricepută și la unghii. Nu aș spune că sunt pricepută la unghii. Sau faci doar așa de... Mi s-a făcut o manicură drăguță și era postarea pentru că eu eram clienta. Am crezut că faci și tu, că încerci. Mă pricep oarecum să... Mă pricep în general la... Am simțul artistic și frumuseții, să zic așa, dacă mă exprim bine, să văd, deci aleg repede o coafură frumoasă, o manicură frumoasă, deci îmi place să aleg oameni de calitate în jurul meu. Și te înșală simțul ăsta câteodată? Sau nu ți se întâmplă? Prea puțin. De multe ori aș vrea să le coafez, le văd, însă mâna nu merge cum mi-aș dori. Deci le-aș schimba coafura dacă ceva nu-mi place, pentru că de obicei îmi vin coafate la machiaj, pentru că asta este procedura, așa este indicat, dar nu tot timpul au coafura cea mai potrivită fizionomiei lor. Însă le-aș vedea altfel. Deci conceptul meu ar fi altfel, însă nu prea pot schimba din... Deși probabil aș putea să învăț și orice altceva ce ține legat de frumusețe. Spune-mi, care a fost primul concurs la care ai participat? Primul concurs a fost în 2016, Cupa Națională de Make-up, care s-a ținut la Cluj. Și eram puțin sceptică, trebuie să recunosc. Nu am participat până în momentul acela la niciun concurs de frumusețe. Eram... De ce erai sceptică? Că la ce nu știam, nu știam ce se cere, cum se cere, care sunt criteriile. Bineînțeles că fiecare concurs are anumite criterii, ți se trimit documentele necesare din care să te inspiri și să te inspire, mult spus, să știi ce se cere exact și să încerci să te pregătești. Este destul de complicat, aș spune, pentru că îți trebuie timp și iar concursul se anunță destul de târziu. Și îți trebuie puțin timp să alegi modelul. Cât de târziu? Cât timp ai până începe? Eu zic că totuși o lună este puțin până începe, o lună jumătate. Este destul de puțin ca să te pregătești, să-ți cauți model, să cauți ținută, pentru că este conceptul tău în tema dată de concursul respectiv și atunci tu ai nevoie de acel timp să faci tablou complet, perfect. Mă gândesc că dacă aș face parte din familia ta sau din cercul de prieteni apropiate, te-aș solicita aproape tot timpul, deci n-ai duce lipsă de model. Ai o prietene care să stea la dispoziție oricând ai nevoie de un model? Da, deci am prietene frumoase care îmi vin în general, care sunt apropiate mie și îmi vin de model, apar des la mine pe Facebook. Deci mi-e greu să găsești și de cercul apropiat. Nu e greu. Deși modelul mi-l aleg întotdeauna în funcție de tema pe care o am. Și spuneam în prezentare că ești cel mai bun make-up artist din Europa. Nu am exagerat deloc. Spune-ne tu care e povestea din spate. Povestea e una frumoasă. Cum a fost concursul din Germania? E una frumoasă și experiența cea mai emoționată din cariera mea. În urma concursului național, am mers mai departe la München, deoarece am obținut premiul întâi la cel național, iar apoi am avut timp, concursul național a fost în martie, iar cel european era în octombrie. Toți cei care au luat premiul întâi în țara lor natală au participat la această competiție europeană și aici am avut bucuria să iau, bucuria și onoare, să zic așa, să iau tot premiul întâi și a fost un moment extraordinar de emoționant. Cum are loc premierea? Îmi spuneai înainte să filmăm că se pune steagul, doar că nu se cântă imnul României. Da, nu se cântă imnul, însă ți se pune la masa la care machiezi, ți se pune steagul și atunci mi-am dat seama că eu reprezint țara mea într-un domeniu care
tot ce poate fi mai frumos pentru mine. Deci, un domeniu care îmi place atât de mult și atât de important pentru mine. Și cum ai sărbătorit reușita asta? Sărbătorirea am făcut-o la un restaurant în München. La acea vreme eram cu cel care m-a susținut, cu Alex Rădulescu, care este mentorul în toată povestea cu aceste concursuri de beauty. Și el te-a însoțit? El m-a însoțit și el m-a îndrumat să particip. Eram cu, bineînțeles, cu modelul și cu o prietenă bună care mi-a coafat modelul. Deci eram, practic, gașca veselă după atâta muncă și trudă și drum, pentru că a fost destul de obositor și drumul și... dar a fost extraordinar de frumos că am avut reușite și... După aceea ți-ai făcut timp și pentru tine să mergi la shopping, să vizitezi? Păi am fost, bineînțeles, la târgul de produse, deci eram în München. Erau niște hale imense, doar cu produse de beauty și cu demonstrații de machiaj. Deci acolo a fost sesiune de shopping. Au urmat și alte concursuri. La alte concursuri nu am mai participat eu, însă am avut ocazia să fiu în juriu. După reușitele care le-am avut, am fost în juriu la concursul național care a urmat în 2017 la Cluj. Și cum a fost să faci trecerea asta de la concurent la jurat? Am trăit oarecum emoțiile cu în fiecare moment cu fetele, pentru că un an în urmă aveam aceleași emoții ca și ele și m-am prevăzut oarecum. Și ai fost în locul lor. Da. A fost foarte frumos și oarecum înălțător, pentru că îți vezi rezultatele și vezi cum treci de la un an la altul și evoluezi și asta este o mare satisfacție. Și 90% din viața ta înseamnă make-up? Da. Câte ziua de lungă? Da, deci pot să spun că îmi rămâne foarte puțin timp pentru mine, deși încerc să-mi fac. Și când ai acel timp, ce-ți place să faci? Îmi place să citesc, să mă relaxez. Mai fac câte o evadare în concediu la mare. Îmi place marea, bineînțeles. Și pasiunea pentru sport. În general, îmbin sportul cu orele pentru clientele mele. Deci, fug de la salon, la oră de sport, mă întorc și continui. Și nu faci orice fel de sport, ci un fel de dans aerobic, kangoo jumps, da? Da, deci fac kangoo jumps. De aproape 6 ani facem acolo în Dej, unde este și salonul meu, și îmi place enorm de mult. Mă ajută să mă deconectez și dansez și ascult muzică, deci nu mai e nevoie de ieșiri în oraș, în cluburi. Sunt, e cumva 2 în 1. Da, chiar 3 în 1. Deci sport, terapie și dans. Deci recomand tuturor, plus că e foarte sănătos. Și cum ai ajuns să faci sportul ăsta? Te-ai dus cu vreo prietenă, de curiozitate? Am început chiar când a apărut în zona noastră și a fost dragoste la prima vedere. Deci am mers, nu țin minte să fi mers cu o prietenă și cred că niciodată nu o să ni se potrivească programul atât de bine încât să putem merge la sport cu cineva. Și atunci trebuie să începem să mergem de unul singur întotdeauna, pentru că ne facem apoi gașca de prieteni și devenim gașca ulterior. Deci, gașca de la sală. Da, gașca. Dar uneori e greu să te motivezi să faci sport, să începi. Tu te-ai dus din prima cu avânt, cu... Adică n-ai avut rețineri. Da, eu simțeam nevoia să fac un pic de mișcare. Mă îngrășasem puțin, ca orice femeie. Îmi place să mănânc și mă îngrășasem puțin și simțeam nevoia să mă simt în formă. Păcatele culinare sunt cam multe. Ciocolata? Ciocolata, da. Îmi plac dulciurile în general și acum mă încurcă puțin orele târzii la care mănânc din cauza timpului. Dar nu te îngrași pentru că practici sport. Da.
și încerc pe cât posibil să mănânc, să mănânc sănătos. Deci încerc să am grijă. Și spuneai că te-ai dus la sală pentru că ai început să iei în greutate. Cam după cât timp s-au văzut rezultatele? A, rezultatele nu întârzie să apară dacă îți place și dacă te străduiești. Nu ajunge doar prezența. Trebuie și muncă depusă, dar rezultatele apar destul de repede, în câteva luni deja te simți în formă, iar condiția fizică se dobândește în timp. Deci nu mergem în prima zi și avem condiție fizică. Condiția fizică se dobândește și la fel de ușor se și pierde dacă nu mai mergem. Și spuneai că faci sport și în concediu. Ai fost recent într-o excursie în Grecia, mi-ai povestit, asta e așa de culise, dar e foarte interesant de ce menționez. Spuneai că te-ai aruncat într-o cascadă de pe stâncă. Da. De unde atâta curaj? Nu prea aveam când am ajuns în locul acela și era atât de înalt, însă motoul meu este fără frică în viață și atunci am spus de ce spun mereu să nu am frici și acum tremur de frică. Și am zis, trebuie să-mi fac curaj să sar. Și am sărit. Dar cât de mult ai ezitat? Ai sărit din prima zi, hai să o fac? Nu am ezitat, am ezitat vreo 5 minute în care mi-am făcut curaj, după care am sărit și m-am ales cu câteva vânătăi, era foarte mare înălțimea și m-am izbit de apă, că toată lumea m-a întrebat, te-ai lovit de stâncă? Nu, pur și simplu de apă m-am lovit. Deci nu eram conștientă că e așa periculos. Cum e senzația? Dar mă bucur, senzația e una foarte frumoasă. Mă bucur și că mi-am depășit frica și că n-am pățit-o mai rău. Și mai spuneai că îți place să citești. Ce gen de literatură? Acum citesc o carte de psihologie cuantică. Wow! Machiaj, psihologie cuantică... Ai multe pasiuni diverse. Depinde de moment, nu neapărat m-am... Am primit-o de la o prietenă, mi s-a părut interesantă și am început să citesc. Și literatură străină? Nu pot să spun așa că citesc... Am învățat mult în școală. Am terminat liceul de filologie, unde am învățat latină, franceză, engleză. Întotdeauna mi-a plăcut limba engleză cel mai mult. O vorbești fluent? Nu pot să spun că vorbesc fluent. Am fost... la 20 de ani am plecat în Italia și am învățat acolo limba italiană. Iar concentrându-mă foarte mult pe limba italiană, am uitat destul de mult limba engleză pe care o învățasem în liceu. Și dacă tot ai menționat și experiența cu Italia, cât ai stat acolo și ce te-a dus înapoi? Am stat 5 ani de zile și mă bucur că m-am întors. Ai făcut și acolo machiaje? Nu, deci pasiunea mi-am descoperit-o după ce m-am întors. Acolo am sau mai degrabă ai pus-o pe pauză, că ziceai că de mică machiai. Da, am pus-o pe pauză, pus-o pe pauză, exact. Am văzut pe Facebook o postare de-a ta, care mi s-a părut foarte interesantă, foarte tare, în care spuneai ce face un make-up artist sâmbătă noaptea, curăță pensule. Și asta faci tu de obicei în nopțile din weekend? Nopțile din weekend sunt foarte scurte, pentru că lucrez mult. În sezonul de nunți mă trezesc în general la ora 4. Încep munca la ora 5. Și am clientă din oră în oră până seara. Atât sâmbătă cât și duminică. Duminică termin puțin mai repede pentru că încep nunțile de la ora 14. Și bineînțeles, după fiecare zi de muncă, cureți pensulele, dezinfectezi... Oricât de obosit ai fi, deci nu poți trece peste pasul acesta. Deci sâmbătă seara, când toată lumea iese în oraș, tu faci treaba asta, iar duminicile, în general, când toată lumea e la piscină, eu sunt la salon. Și când ai avut un weekend doar pentru tine? Un weekend doar pentru mine l-am avut în concediu. În rest nu prea am weekenduri, sunt tot la muncă, atât primăvara, vara, toamna, cât și iarna, pentru că iarna, făcând cursuri, îmi ocup și weekendurile. Lumea în general care are o înclinație spre domeniul acesta și vrea să facă un curs, mai are încă o meserie. La fel cum am început și eu, încep și alte fete și le încurajez să nu se lase. Să nu se lase și să continue să-și urmeze visurile. Tu ai și o școală de machiaj. Da, da, da. Predai doar tu cursul? Predau doar eu, sigur că da. Și când ai timp să le faci pe toate, Anca?
Trebuie să te organizezi, deși nu sunt extraordinar de bună la asta, dar am cu agenda după tine? Da, categoric, categoric. Una, două, trei. Deci doar așa, doar cu agenda și să încerci să să-ți ocupi timpul, să ai timp și pentru tine, să și lucrezi așa mult și să le faci pe toate. Plus că sunt o perfecționistă, deci trebuie neapărat să fac totul ca la carte și meseria aceasta e important să fii punctuală, important să fii foarte atentă la detalii și încerc pe cât posibil să fac, deși nu-mi iese tot timpul. Și când faci greșeli, ce se întâmplă? Treci ușor peste? Accept că sunt om și încerc să le arăt oarecum că mă străduiesc destul de mult și să mă înțeleagă. Volumul e mult, volumul e mare, foarte mare de muncă și acum chiar dacă mă mai ajută încă cineva, e destul de greu și în două să facem față. Mai ai timp și de treburi din astea de rutină, gătit, curățenie? Nu prea mai am timp. Am și aici un om care mă ajută, o doamnă care mă ajută foarte mult. Nu prea mai ai timp când te dedici întru totul unei meserii, care, o meserie care a luat foarte mare amploare. Deci acum chiar suntem într-un punct în care trebuie să dai totul. Și te vezi îmbătrânind cu pensul la mână? Da. Deci mă văd categoric. Am cunoscut o doamnă care are o școală de machiaj de 34 de ani în Germania și este considerată una dintre cei mai buni make-up artist din Germania. Doamna are 70 și ceva de ani. Și încă machiază. Și încă machiază. Și a fost o bucurie când am cunoscut-o să o văd câtă pasiune pune încă și acum. Și m-am văzut oarecum așa și eu peste câțiva ani. Cine te machiază pe tine și cât reziști fără machiaj? Nu prea rezist fără machiaj, trebuie să recunosc. Mă machiez zilnic, dar mă machiez doar eu. Nu mă machiază nimeni și nu m-a machiat nimeni până acum. Deci mă machiez doar eu, pentru că așa mi se pare firesc. Nici nu știu cum aș putea asta să mă machieze altcineva. Anca, povestește-ne și o experiență așa din culise, pentru că tu ai lucrat și cu nume cunoscute în România, cu vedete, ai urcat pe scene internaționale. Ceva experiență mai amuzantă sau interesantă, o reacție neașteptată a unei cliente după ce s-a văzut machiată? Reacții neașteptate au fost atât de evidente de bucurie și mi-au umplut sufletul și mie de bucurie. Deci, țin minte, eram în culisele unui concert iar și am machiat o persoană care avea o cicatrice în zona ochilor. Iar când s-a văzut în oglindă, când i-am văzut reacția, mi-a dat lacrimile de bucurie. Deci, așa satisfacție mare am avut și încă o am și acum când mi-aduc aminte. Iar când lucrez cu vedete, prima dată trebuie să le inspiri încredere. Trebuie să vadă că ești hotărâtă și să reinspiri încredere. Sunt destul de sceptice și pe bună dreptate. Au avut de-a lungul carierei lor majoritatea experiențe neplăcute. Și normal să fie sceptice și pretențioase. Da, și pretențioase, pentru că totuși apar pe marile ecrane, țin, bineînțeles, la imaginea lor și pe bună dreptate, iar când întâlnesc o persoană nouă, care vine să le fac un machiaj la un eveniment important, au oarecare reținere, însă când le acord încredere și siguranță, știu că sunt pe mâini bune. E ușor să-ți faci prieteni în lumea asta? Mă refer, make-up artiști, vedete? Da, este ușor, având firea mea. Adică eu întotdeauna, cum am spus, sunt foarte caldă și sociabilă și deci nu mă aduc aminte o persoană care să nu fie simpatică. Adică nu pățesc asta, deci cu toată lumea. Mă înțeleg bine, îmi fac repede prieteni, nu...
zici. Cum arată piața pentru un make-up artist care e la început de drum? Trebuie multă muncă. De asta nu știu dacă sunt conștiente fetele care sunt la început de drum, de ce nu și băieții, pentru că se poate dezvolta și aici meseria aceasta. Deci trebuie neapărat multă, multă muncă. Deci doar așa poți evolua și doar așa poți fi, poți ajunge cunoscut. Rezultatele nu vor întârzia să apară când muncești mult, cu siguranță. Dar nimic nu este atât de rapid când doar stai și aștepți să vezi rezultate. Deci multă, multă muncă, posibilitatea este să te dezvolți categoric. Dar trebuie să ai încredere, să știi ce vrei și să muncești. Secretul e să muncești. Da. Dar ai avut momente când ai simțit că ești epuizată și totuși ai face o pauză? Categoric. O pauză mai lungă, poate de câteva săptămâni, luni? Chiar așa mare nu. Deci n-aș putea trăi. Nu, deci... Cred că tu respiri machiaje. Mă simt epuizată, foarte des mă simt epuizată, dar încerc să mă pun mai repede la somn și a doua zi o iau de la capăt, adică cu forțe proaspete. Deci n-aș putea rezista așa mult. Cel mai mare concediu pe care mi l-am făcut acum a fost de 2 săptămâni la mare și... Ți-ai închis telefonul? Da, o săptămână pot să spun că anunțând toate clientele am fost destul de... Liberă la mare. Dar și mai îmi fac un concediu în general în preajma sărbătorilor de iarnă. Și cum îți petreci sărbătorile? În familie. Sărbătorile de iarnă întotdeauna în familie. Da, da. Mai ai timp și pentru dragoste sau e pe planul 2? Trebuie să ne facem timp și pentru dragoste, pentru că se reflectă. Când suntem împliniți sufletește, se reflectă și în ceea ce facem. Deci există cineva în viața? Da, există cineva în viața mea. Care te împlinește? Da, și care mă susține. Cel mai important, care mă susține. Dar pentru ieșiri cu prietenii? Când mai ai timp? Mai trag prietenii de mine. Și de fiecare dată pornesc cu greu, dar mă simt atât de bine și mă bucur așa de mult când stau în preajma lor, încât trebuie, o spun de fiecare dată că trebuie neapărat să ne facem timp de asta, pentru că nu putem doar munci. Ce faci când ai cliente foarte pretențioase sau ce înseamnă de fapt o clientă dificilă pentru un make-up artist? Chiar cu o vedetă am avut discuția asta, a început să-mi spună ce vrea, cum vrea, ce produse folosește, ce nu vrea să-i aplic, la final spunându-mi că e foarte pretențioasă și am răspuns ok, ne-am întâlnit 2 pretențioase. Să vedem care câștigă. Mă bucur că ne-am întâlnit, deci când îi ofer siguranța asta, s-a și liniștit și am început să ne facem treaba și... Bineînțeles că și rezultatul a fost la fel de satisfăcător și pe măsură. Dar pentru tine ce înseamnă frumusețea? Știu că e un clișeu să te întreb, dar nu mă pot abține. Sunt curioasă, cum vezi tu frumusețea? Frumusețea cred că se reflectă în fiecare om. Deci nu... Dar e fizică în primul rând? Prima dată te uiți la o caracteristică din exterior? Este un defect profesional, recunosc, să văd cât de aranjată este o persoană asta, da. Însă cred că fiecare persoană are carisma care reflectă frumusețe la urma urmei. Deci când te simți bine în pielea ta, cred că asta se vede și asta este un lucru cel mai frumos. Așa văd eu frumusețea. Deci să te simți bine în pielea ta. Și întotdeauna când am cliente, asta le și întreb, ca să fim pe aceeași lungime de undă, le spun, chiar dacă eu te văd așa, în viziunea mea de artist, trebuie să te simți tu în pielea ta. Și atunci, cu siguranță, mi-am îndeplinit scopul. Tu primești des complimente, ți se spune des că ești frumoasă. Complimentele, până la urmă, sunt pentru o femeie ca un motor care o susțin.
Adică degeaba ești machiată foarte bine dacă nu îți spune cineva, nu îți confirmă. Trebuie să recunosc că primesc destul de des complimente, deși bineînțeles că toate femeile avem zile mai, în care suntem mai aranjate, în care ne simțim mai odihnite, în care suntem mai obosite sau avem o zi mai proastă. Însă trebuie să ne acceptăm în primul rând. Și la fel cum spuneam, că trebuie să ne simțim bine în pielea noastră. Când ne acceptăm cum suntem, lumea din jur ne vede frumoasă, ne văd frumoase. Și atunci asta e cel mai important, cred, să ne simțim bine în pielea noastră și să ne acceptăm. Întotdeauna vor fi femei mai frumoase sau mai urâte decât noi. Deci nu asta contează. Contează să ne acceptăm și să ne simțim bine. Care sunt cele mai importante trei lucruri din viața ta? Trei lucruri. Primul lucru este relația mea cu Dumnezeu și cu familia. Iar al doilea lucru este clar meseria pe care o fac, pentru că acord prea mult timp. Îmi place foarte mult. Iar apoi, nu știu dacă ar trebui să pun pe locul 3, dar este la fel de important să am grijă de sănătatea mea și de suflet. Și ultima întrebare, dacă ne poți spune pe scurt, există un truc de make-up universal valabil pentru orice femeie? Sau machiaj care să dea bine, să stea bine pe orice față? Cred că totuși machiajul natural stă bine pe orice față, fără exagerări. Iar ca și truc, trebuie să spun neapărat că e nevoie de o îngrijire, de o îngrijire a tenului, pentru că un machiaj nu face atât de mult când tenul nu e îngrijit zilnic. Deci asta ar trebui să facem, să nu ne aplicăm foarte mult machiaj zilnic, ci să ne îngrijim. Ce înseamnă cremă hidratantă și... Demachiere, în primul rând, curățare, tonifiere și apoi hidratare. Anca, mulțumim încă o dată pentru prezență și te mai așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Mi-a părut foarte bine și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.